Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta este din Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetele 44 și 45. Luca 2, cu 44 la 45. Au crezut că este cu tovarășilor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor, dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. Amin. Este vorba despre Iisus Hristos. Pe El îl căutau părinții sfinți Iosif și Maria. Suntem la o săptămână înainte de sărbătoarea recunoștinței, de Thanksgiving Day, și apoi intrăm în atmosfera numită a Crăciunului, a sărbătorii nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Și în ultimii ani așa a fost obiceiul la noi, la Emanuel, ca în luna aceasta să avem mesaje joia seara și duminică dimineața legate de persoana lui Iisus Hristos, legate de întruparea Lui, nașterea Lui, legate de învățătura pe care Sfânta Scriptură ne-o revelează din partea Duhului Sfânt legată de persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Vom începe cu o săptămână mai repede și în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre acest incident din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Este la vârsta de 12 ani și părinții sfinți se duc după rânduiala ebraică la sărbătoarea Paștelor la Ierusalim. L-au luat și pe adolescentul Iisus cu ei. De la Nazaret până la Ierusalim este o cale de câteva zile de umblat pe jos, pentru că nu mergea trenul pe vremea aceea și nici autobuzele nu circulau. Era criză de benzină, probabil ca și acum. Și trebuiau să meargă pe jos, sigur foloseau catârii și măgarii pentru hrana care o luau cu ei și de asemenea să mai călătorească călare din când în când pe anumite porțiuni. Era însă un drum istovitor, dar îl făceau cu bucurie, pentru că se duceau la templu să aducă jertfe, să se închine lui Dumnezeu și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările. Eu mi-amintesc când eram copil, sistemele și mijloacele de călătorie din vremea aceea erau mai rudimentare și de multe ori mergeam peste sate la rugăciune, la stăruință, la tot felul de sărbători care erau organizate, la nunți, la evenimente care știam că în satul cutare urmează să aibă loc și treceam dealurile și pădurile fără nicio problemă, că ploua, că era zăpadă, că era frig, că era cald. Mergeam cu bucurie pentru că ne plăcea părtășia frățească, închinarea și nu simțeam oboseala. Sigur că acum cred că ar fi mai greu, după ce ne-am obișnuit ca toate să ne stea la mână și să fie instant, dintr-o dată, nu ne-ar mai place să călătorim pe jos. De aici până Los Angeles nu prea ne-ar place să mergem pe jos, până la aeroport și înapoi. Dar ne folosim de mijloacele pe care le avem și fiecare vreme, așa cum zice Eclesiastul, își are vremea ei. Vremurile vin și trec și vin altele. Deci se duc la Ierusalim, familia sfântă, și au terminat serviciile divine și au plecat din nou spre casă. De obicei călătoreau în grupuri, pentru că era mai ușor, era mai multă siguranță,
pe drumuri, nu era atât de mare siguranță, pentru că erau tot felul de tâlhari și de derbedei și de oameni răi care vreau să profite pe seama călătorilor, pentru că știau că se duc cu bani, se duc cu anumite lucruri pe care să le ducă la templu, ca jertfe pentru viața lor, pentru familia lor. Și de multe ori erau atacați pe drum. De aceea și dă Iisus Hristos pilda aceea cu samaritanul milostiv, cu cel care a căzut între tâlhari de la Ierusalim spre Ierihon. În tumultul acela al pregătirii de plecare și al plecării, din grupul cu care a călătorit Iosif și Maria cu Iisus, nimeni n-a observat că Iisus lipsește. Nimeni n-a observat. Și-au plecat, cuvântul Domnului ne spune, cale de o zi. Când s-a făcut seară și-au trebuit să oprească undeva, să mănânce și să se odihnească peste noapte, au observat că Iisus lipsește. Orice părinte intră în panică, intră în criză, să vadă că lipsește copilul. Pentru noi oamenii este cea mai mare durere, un părinte să-și piardă copilul sau să se întâmple ceva rău copilului. Negăsindu-l, au trebuit să facă cale întoarsă la Ierusalim. S-au gândit, o fi rămas undeva, s-au pierdut pe străzile orașului, pentru că orașul era mare și de obicei la Paște era o mulțime imensă la Ierusalim. Unii istorici estimează că se aduna până la 1 milion de oameni în Ierusalim la sărbătoarea Paștelor. Este un număr impresionant și pentru zilele de astăzi, un oraș așa de mare. Al nostru este un orașel mic, Anaheim, 350.000 de locuitori. Pentru dimensiunile Americii este un orașel mic. Dar pe vremea aceea, deci să se adune la un loc 500.000, 700.000, 1 milion de oameni, era impresionant și era foarte ușor să te pierzi într-o mulțime de felul acela, mai ales cum copiii sunt curioși. Iisus a crescut ca un copil obișnuit, ca un copil normal. Ca și copil a învățat toate lucrurile, pentru că omul Iisus n-a crescut cu cunoștința dintr-o dată, a crescut învățând și s-au gândit, s-a pierdut, să mergem să-L căutăm. Și au venit, L-au căutat timp de 3 zile, L-au căutat. În sfârșit, Biblia spune că L-au găsit în templu, întreținându-se cu cărturarii timpului și uimindu-i cu întrebările Lui, dar mai ales cu cunoștința Lui, pentru că El era în același timp și Dumnezeu adevărat, pe lângă faptul că era om și, bineînțeles, era plin de cunoștință, pentru că era Dumnezeu în persoană. Așa cum va zice Apostolul Pavel, în El a fost oglindită toată personalitatea dumnezeirii. Deci cine, de aceea Iisus a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, a văzut pe Dumnezeu. Întâmplarea aceasta a părinților sfinți să-L piardă pe Iisus se repetă mereu și mereu. Sunt foarte mulți și la ora aceasta care călătoresc și li se pare că ei călătoresc cu Iisus, își asumă, dar Iisus nu este cu ei. Și de aceea trebuie să se oprească din drumul lor, să vadă ce s-a întâmplat, unde și cum, și să se întoarcă din nou la dragostea dintâi, la faptele dintâi, la pocăința dintâi, pentru că altfel vor pierde tot ce au cunoscut vreodată despre Iisus Hristos, pentru că cine a făcut legământ cu El, să umble cu El, trebuie să umble cu El până la capăt. Nu să se oprească la mijlocul drumului, până la capăt. Mesajul meu din această seară, după întâmplarea aceasta, se intitulează
Călătorind fără Iisus? Deci o întrebare. Călătorind fără Iisus? Haideți să ne uităm la trei lucruri pe care le putem vedea în întâmplarea noastră în pasajul acesta. Primul lucru, realizarea absenței lui Hristos. Părinții Sfinți și-au dat seama că lipsește pruncul, lipsește copilul. Și gândiți-vă numai la panica lor când Maria, care a pus la inimă toate cuvintele despre sarcina ei, despre nașterea lui Iisus Hristos, despre întâlnirea cu Îngerul Gavril, despre cuvântul profetei pe care l-a auzit, Maria, dar și Iosif, pentru că Iosif a acceptat situația aceasta, acum a zis, eu l-am născut pe Fiul lui Dumnezeu, a venit să mântuiască lumea și l-am pierdut. N-a intrat încă în slujbă și să poate să-l omoare vreun hoț? Ce se întâmplă? Oamenii, părinții își pot face 1000 de scenarii în minte. Cum s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Când este vorba de a realiza absența lui Iisus Hristos, sunt următoarele circumstanțe. Unii își dau seama de când nu mai călătoresc cu Iisus. Își dau seama. Dar poate că nu se grăbesc să facă o schimbare, să-L cheme din nou în viața lor, în familia lor, în călătoria vieții lor. Unii nu realizează că nu mai călătoresc cu Iisus. Este o poveste despre un om care era în oraș prin piață, cu mâinile în șold. Și în piață e aglomerație și pe străzile orașelor se umbli cu mâinile în șold. Și de tot se bătea. Și spunea el, pardon, dar pe toți îi lovea că umbla în felul acesta. La un moment dat cineva zice, domnule, dar ce umbli cu mâinile în șol? Pune-le pe lângă dumneata, ca toată lumea. Zice, ce cu umblu cu mâinile în șol? Zice, eu am două lebenițe. Zice, domnule, le-ai pierdut de mult, că nu le mai ai. El a rămas cu mâinile în șol, că duce două lebenițe acasă. Și spiritual, sunt oameni care nu realizează că nu mai umblă cu Iisus. Este similar cu această scenă din cartea profetului Isaia, unde cuvântul Domnului spune aceste lucruri care sunt de-a dreptul uimitoare. 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice, auziți, vom mânca pâinea noastră înșine, ne vom îmbrăca în hainele noastre înșine, numai fă-ne să-ți purtăm numele și ia o cara de peste noi. Numai să ne numim creștini, restul nu ne trebuie haina lui Dumnezeu, nu ne trebuie pâinea, cuvântul lui Dumnezeu, nu ne trebuie rugăciunea, nu ne trebuie părtășia frățească. Numai să nu ne zică cineva că suntem păgâni și între creștini că nu suntem creștini. Doamne, ferește! Unii nu realizează că nu călătoresc cu Iisus, iar alții vor descoperi prea târziu că n-au mai călătorit cu Iisus Hristos. Prea târziu. Întrebarea este, poți să vezi dacă tu călătorești sau eu călătorim cu Iisus sau nu pe drumul vieții? Da, se poate vedea. Cum știm că noi călătorim cu Iisus? Vă dau 3 gânduri biblice pe care le putem verifica și cu care ne putem verifica. Primul, întreabă-te, împlinești tu poruncile Lui?
Ioan 14 cu 15, cuvântul Domnului spune, dacă mă iubiți, veți păzi, veți împlini poruncile mele. Întrebarea asta e aceasta, ne fac plăcere poruncile Mântuitorului? Ne străduim să le descoperim în cuvânt ca să ne grăbim, să le împlinim? Așa ne putem verifica dacă umblăm cu Iisus, dacă spun eu îl iubesc pe Iisus. Dacă îl iubești pe Iisus, dovada că îl iubești, împlinești, trăiești poruncile Lui. Deschizi cartea și vezi ce a poruncit Iisus. Ce ne spune Iisus că trebuie să facem? Pentru că tot ce spune El este o poruncă în final. Al doilea lucru. Umbli cu Iisus dacă iubești pe frați. 1 Ioan 2 cu 9 la 11. Dacă iubim pe frați. Pentru că cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Deci nu umblă cu Iisus, e întuneric. Mai departe. Următorul verset. Dar cine urăște pe fratele său, este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Dar dacă iubești pe frați, dacă iubim pe frați, prin aceasta dovedim că îl iubim pe Domnul, că îl cunoaștem pe Domnul. Și apoi cel de-al treilea lucru care mă poate ajuta să mă verific dacă umblu cu Iisus sau nu, deci pe lângă împlinirea poruncilor, pe lângă iubirea frățească, este îl iubesc pe Iisus și umblu cu Iisus dacă nu mai gândesc ca lumea. Psalmul 73 cu 15. Psalmul 73 cu 15. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, ca cei din lume la care le merge bine, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. Deci, dacă vorbim ca lumea și gândim ca lumea și practicăm filozofia lumii, aceasta de asemenea ne arată că nu iubim pe Domnul, nu umblăm cu Domnul. Pune la inimă lucrurile acestea, adevărurile acestea, pentru că trebuie să-ți dai seama dacă umbli cu Domnul sau nu. Părinții sfinți Iosif și Maria au realizat că Iisus nu este cu ei. În al doilea rând, rezultatul absenței lui Hristos. Ce se întâmplă dacă nu umblăm cu Iisus? Ce se întâmplă? O să se întâmplă trei lucruri mari. Trei lucruri mari. Călătorim fără Iisus, frați și surori, doamnelor și domnilor, primul lucru mare este pierderea progresului. Pierderea progresului. În loc să-și continue drumul spre casă, să ajungă în timp util cu hrana pe care o aveau, cu proviziile pe care le aveau, au trebuit să ajungă cu 5 zile mai târziu. Au pierdut din progres. O zi au mers fără el. O zi s-au întors înapoi ca să-l caute. Și 3 zile l-au căutat. Au pierdut 5 zile. Și apoi s-au pornit din nou la drum. Umbli fără Iisus, n-ai propășire. Asta este. N-ai propășire. Ori dacă ți se pare că propășești, pentru că sunt oameni care zic, de când m-am lăsat de Domnul, m-am lăsat de pocăință și de poveștile de la biserici, îmi merge mai bine ca oricând. Nu este poveste ce vă spun acum, este o întâmplare pe care un păstor o povestea în Midwest, aici în Statele Unite, deci la mijlocul Statelor Unite, unde e zona agricolă mai mare a Americii, avea un fermier, membru în biserică. Și fermierul, treptat, a început să nu mai vină la biserică. L-a vizitat păstorul de mai multe ori
și a zis, nu mai am nevoie de Dumnezeu. Că de multe ori când m-am încrezut în El, am așteptat să ploie, au zis, și n-a plouat și mi s-a uscat recolta, acum mi-am săpat fântâni, mi-am făcut sistem de irigație și toate lucrurile îmi merg bine. Nu am nevoie de Dumnezeu. Și păstorul i-a zis la o întâlnire, din nou undeva în toamnă, îmi pare bine să te întâlnesc. Poate vezi că te-a binecuvântat Domnul în anul ăsta cu recoltă mare, știi povestea din Biblie cu bogatul acela la care i-a rodit țarina mult. Nu vrei să vii acum, să te întorci acum, înapoi la Domnul. Și a zis, nu, n-am nevoie de El. Și păstorul spune, mi-a venit un gând atunci și am zis, ascultă, dacă tu seceri, să nu crezi că Dumnezeu nu seceră și El. Seceră și El. În Biblie scrie că își aruncă secera pe pământ și când își aruncă el secera pe pământ, seceră fiii oamenilor și toate lucrurile lor. Ai grijă. Și a zis, n-am nicio frică. De treaba asta nu mă tem. A trecut toamna și au intrat în iarnă. Venise luna decembrie. A venit și zăpada. Și s-au întâlnit undeva pe la începutul lui decembrie, spune păstorul, din nou ne-am întâlnit și am vorbit împreună și mi-a zis, am recoltat, mi-am pus toate lucrurile la loc, am tot ce-mi trebuie, o să mă distrez bine la Crăciunul ăsta și Dumnezeul tău nu o să cera nimic. Și păstorul i-a zis, Domnul să știi că are putere să secere și iarna, nu numai vara sau toamnă. Și din nou i-a zis fermierul, n-am treabă cu Dumnezeul tău și nu vreau să aud de El. 31 decembrie, de Revelion, când toată lumea era în distracție, inclusiv fermierul nostru, la care au venit prieteni și se distrau. A izbucnit un foc la unul din hambarele lui, acolo unde avea adunat grâu și stocate fânuri pentru vite și tot. Și prin departe de oraș, până când au venit pompierii, tot i-a ars până la pământ. Tot i-a ars. 31 decembrie. Și spunea păstorul, m-am întâlnit cu el și era, a folosit o expresie, ca un câine plouat. Și a zis, ai avut dreptate, Dumnezeu culege și iarna, seceră și iarna. Când călătorești fără de Dumnezeu, primul lucru pe care îl pierzi este că pierzi progresul. În loc să fii înaintat cu 5 zile, ești în urmă cu 5 zile. În loc să fii în față, ești dat înapoi. Al doilea lucru pe care îl pierzi, deși ți se pare că ai câștigat totul, că îți merge bine pentru început, când călătorești fără Dumnezeu potrivit textului nostru, pierzi plăcerea, satisfacția. Versetul 48, partea finală, auziți ce spune Maria, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. N-am nevoie de Dumnezeu, dar noaptea când se pune în pat și este singur cu El, cu ea, după ce a săvârșit păcatul, începe chinul conștiinței, începe mustrarea de conștiință. Îngrijorarea nu înseamnă pace. Neliniștea nu înseamnă pace. Teama nu înseamnă pace. Neîncrederea,
nu înseamnă pace. Nu este plăcere, nu este bucurie fără de Hristos. Nu este. Cu Hristos ești bucuros și dacă ai numai o bucată de pâine. Dar fără El poți să ai toate lucrurile, pentru că pierzi toate gusturile după ce ai știut și ai auzit cine este El. Și apoi cel de-al treilea lucru pe care îl pierzi, deci care e rezultatul absenței lui Hristos, primul este pierzi progresul, pierzi plăcerea, pierzi pacea propriu-zisă. Știți de ce? Pentru că nu este pace fără de Dumnezeu. Iov 22:21. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Nu este pace fără de Dumnezeu. 2. Nu este pace fără de Duhul Sfânt. Galateni 5:22. Roada Duhului dimpotrivă este dragoste, bucurie, pace. Este pacea împăcării cu Domnul, este pacea lăuntrică care izvrăște în tine, este pacea aceea care nu te lasă să te tulburi nici când ești în necaz. De aceea zice Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, versetul 2, ba încă ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Nu de necazuri, ne bucurăm în necazuri, pentru că știm că Domnul lucrează ceva bun prin necazul prin care trecem și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care ne duce liniște și pace, nu ne lasă, ne mângâie. Îți păstrezi liniștea, calmul, ai pace. Și apoi, nu este pace fără Iisus Hristos. Nu este pace fără Iisus. Isaia 9:6, ne apropiem, nu? De sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și îl vor numi, care este ultimul nume? Domn al păcii. Domn al păcii. Deci dacă umbli cu El, ai pace. Și mă rog Domnului să fie pacea Lui cu noi cu toți. Să fie pacea Lui cu tine și cu casa ta și cu toți copiii Lui. În al treilea rând și în ultimul rând, rațiunea pentru absența Lui Hristos. De ce unii umblă fără Hristos? În Luca 2:44, partea întâi spune, au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie. În textul nostru sunt trei rațiuni pentru care Iisus a lipsit. Primul, a rămas întârziat în Ierusalim. Versetul 43. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. De multe ori este drept că trebuie să întârzii cu anumite lucruri, de multe ori nu trebuie să ne supărăm pe ora exactă, pentru că trebuie să mai auzim ceva de la Domnul, trebuie să mai auzim ceva din cuvântul Domnului, poate Domnul mai are pregătit o cântare pentru noi, o rugăciune pentru noi, un moment de cercetare pentru noi și de aceea uneori se întârzie. Iisus a întârziat. Sigur, El a știut ce face, chiar dacă avea 12 ani. Planul Lui este limpede expus, oare nu știați că trebuie să mă găsesc în casa Tatălui meu? El este conștient de faptul că Dumnezeu este Tatăl Lui? Știe cuvântul, pentru că până la ora aceea s-a întâmplat ceva cu Iisus Hristos și Biblia ne spune lucrul acesta prin profetul Isaia. Ceva glorios. Aceasta l-a făcut pe Iisus Hristos să fie
și să știe ceea ce știa de se întreținea așa de bine cu oamenii timpului. Domnul Dumnezeu, auziți, mi-a dat o limbă iscusită, citesc din Isaia 50, de la versetul 4, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. Și aici este secretul. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Domnul Dumnezeul meu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Ceva s-a întâmplat cu Iisus Hristos, probabil de la 3-4 ani de zile încolo, până la vârsta de 12 ani, în fiecare dimineață avea o întâlnire specială cu Tatăl Ceresc. Îl scula în fiecare dimineață și conversau împreună. Eu parcă îl văd întâlnindu-se în timpul zilei cu Maria și spunea: mama, m-am întâlnit cu adevăratul meu tată. Mi-a spus că Iosif nu-i tatăl meu, dar trebuie să-i spun tată. Și ce ți-a mai spus? Mi-a spus că eu sunt răscumpărătorul lumii. Mi-a spus că într-o zi inima ta va fi străpunsă de o sabie când o să mă vezi pe mine murind pentru păcatele omenirii. Sunt convins că astfel de discuții au fost. În fiecare dimineață Dumnezeu Tatăl pregătea pe copilul om, Iisus Hristos. Vorbea cu el. Și iată-l când este adolescent, se mire contemporane. Și de unde are el învățătura aceasta când a umblat la școală? Cum să n-aibă învățătura aceasta când vorbești în fiecare zi cu Dumnezeul cerului? Glorie Domnului! Ceva peste mintea noastră, dar cuvântul Domnului este limpede în această privință. Deci Iisus a întârziat pentru că a știut că trebuie să întârzie. A doua rațiune pentru absența lui. Îndeleniciri justificate. S-au pregătit de călătorie. Ultimele aranjamente. Cumpărăm ultimele provizii de mâncare. Fugim încoace, fugim încolo. Haidem la drum. Eu am plecat la aeroport să mă duc în Europa fără bagaje. În graba, am văzut că am întârziat, ne-am grăbit și am lăsat geamantanele acasă. A trebuit să rog pe cei care ne-au dus la aeroport, le-am dat cheile, fugiți înapoi acasă și faceți ce știți și veniți cu bagajele. Au venit, da? După ce m-am urcat în avion. Însă le-am lăsat, sigur, adresa unde să le trimită. Sunt lucruri care uneori îți iau atenția de la anumite lucruri, dar n-ar trebui să ne ia atenția de la Iisus Hristos. Sunt prea ocupat să vin la biserică joi seara, duminică seara. Nu există ocupații de felul acesta care să-L înlocuiască pe Iisus Hristos. Ar trebui să spuneți amin la aceasta. Nu există o ocupație care să-L ia pe Iisus din viața noastră. Nu trebuie să existe. El trebuie să aibă în toate lucrurile întâietate. Și apoi este o a treia rațiune pentru care Iisus a lipsit interpretările omenești personale. Acestea ne fac nouă probleme. Versetul 44 din Luca 2 spune: au crezut că este cu tovarășii lor. Iar Fidela, dacă aveți traducerea Fidela, spune: iar ei, presupunând că el este printre călătorii ceilalți. Deci, un motiv pentru care
oamenii călătoresc fără Hristos este presupunerea. Ei presupun că-s pocăiți, dar vorbesc ca niște birjari. Presupun că-s copiii Domnului, dar se poartă, să nu vă spun ca cine. Presupun că sunt mai buni decât alții, că n-au lipsit de la casa Domnului cât au lipsit alții. Dar să nu le cunoști viața. Presupunerile fac probleme în familie, fac probleme în biserică, fac problemele în business și fac probleme între prieteni. Dacă faptul că cineva a strănutat, presupunerea ta este sau a mea că are COVID, gata, îl scoatem de aici. Cocoveni înapoi, vedeți? Presupunerile omoară familia, omoară prietenii, omoară biserică. Iosif și Maria au avut greșeala aceasta, au presupus. Să nu mai presupunem, pentru că toate lucrurile trebuiesc judecate după fapte, după cunoștință reală, după ceea ce se întâmplă, după martori oculari și după mărturii adevărate. Ca Iisus Hristos să fie cunoscut lumii, a ales 12 oameni, atât. Și a zis, dar voi îmi veți fi martori când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Dacă umbli călăuzit de Duhul Domnului, condus de Duhul Domnului, nu poți să nu vorbești adevărul, nu presupui, vorbești adevărul. Și pentru că au umblat călăuzit de Duhul Domnului, au fost martori adevărați. Și martori aceștia adevărați, 12 oameni, au dat peste cap Imperiul Roman. În timpul vieții lor. Nu despre ei spune, oamenii aceștia că au întors lumea pe dos, au venit și la noi, spuneau niște demnitari dintr-un oraș, în Asia Mică. Când ești călăuzit de Duhul Domnului, ești martor adevărat. Nu umbli cu presupuneri. În concluzie, întrebarea este aceasta. Cum călătorești? Cum călătoresc? Este Iisus cu adevărat cu tine? Este viața ta spirituală doar o presupunere sau o realitate biblică? Ai grijă și uită-te, dacă pierzi din progresul spiritual, din bucuria mântuirii, în inimă ești tot întristat și amărât, dacă pierzi pacea, însemnează că ceva trebuiește corectat în tine, în mine. Iisus trebuie să-și aibă din nou locul de întâietate, locul de cinste în viața ta, în casa ta, în familia ta, în viața bisericii noastre, în slujirea ta și în slujirea mea. Amin? Să umblăm cu Iisus, nu fără de Iisus, cu Iisus și ne va merge bine. Eu mă rog Domnului să rămână cu mine, să rămână cu noi, dar și noi să rămânem cu El. Amin.